Ce urmează să faceți în continuare? O să încercăm să facem o asociere a primarilor și a factorilor de decizie din zonă și să facem tot posibilul pentru a opri această intenție de a face prospecțiuni, explorare și chiar dezvoltare de sonde pentru diverse tipuri de hidrocarburi. Ce intenționați să faceți în continuare? Nu știu. Intenționăm ca în fiecare sfârșit de săptămână să organizăm întâlniri de anvergură după Curtici, Macea și Sântana. Vrem să organizăm întâlniri cetățenești la care să fie primarii, preoții și cetățenii în Șiman, Iratoș, Uziman. Toate aceste întâlniri culminând cu o întâlnire de anvergură unde sper să vină peste 10.000 de persoane pe platoul din fața Palatului Administrativ din Arad. E foarte important. Am luat legătura cu activiști din alte județe, Pungești, deci județul Vaslui, Bihor și așa mai departe, Timiș, și vrem să organizăm o astfel de întâlnire la o dată pe care încă o gândim, în aceeași zi, la aceeași oră, în mai multe orașe. S-a vorbit cu domnul director Muscă și s-a ajuns la o dată care încă nu e bătută în cuie, 30 martie. Ne vom întâlni la Curtici, la Macea, la Arad, în Oradea, la Băile Felix, la Pungești, la București, în Timișoara și așa mai departe. Nu vrem să ne oprim, vrem să antrenăm oamenii, vrem să fim civilizați, dar vrem ca dreptul nostru la viață și la sănătate să fie respectat. Domnule director al Combinatului Agro-Industrial Curtici, Dimitrie Moscă, iată aceste proteste. Cum credeți că se va ajunge la o finalitate? Finalitatea o dă poporul român. Finalitatea o dă cetățenii acestor zone care sunt în calea unor oameni care vreau să ne otrăvească. Pentru că, iertați-mă dacă folosesc cuvinte dure, dar efectiv acești oameni introduc chimicale, introduc o grămadă de substanțe chimice, nu știm câte, nici măcar cercetătorii n-au reușit să le depisteze pe toate și care le introduc în apă și care apă circulă în tot pământul ăsta pentru că nimeni nu poate stăvili și ajunge să bem apa otrăvită, ajunge apa din pământ încărcată cu metale grele, cu plumb, cu arseniu, cu cadmiu, cu o grămadă de substanțe grele care sunt otrăvitoare, ajunge să otrăvească plantele, ajunge să otrăvească apa, să otrăvească animalele și, bineînțeles, în final și viața noastră. Și atunci oamenii au încercat să fie cât mai uniți. În rolul nostru este să unim, să informăm pe oameni despre ce este vorba, să ne dăm mâna și să spunem categoric nu. Legea este de partea noastră, se spune clar, nu se poate intra fără acordul proprietarilor. Nu știu de ce aceste firme tot vin și tot încearcă pe la toate ușile să ne provoace ca să îi acceptăm. Pentru că au încercat să ne șimituiască, au încercat să ne ofere, să ne mulțumească, să că vom fi mulțumiți dacă acceptăm discuțiile cu ei, dacă acceptăm întâlniri în secret cu mine, cel puțin, într-o grămadă, oriunde vreau eu. Nu vrem să ne întâlnim cu ei, nu vrem decât să fim fericiți aici cu oamenii aceștia, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu și cum a lăsat viața noastră aici, nu să ne îmbrobodească și să ne otrăvească. Chiar n-au înțeles că suntem și ne dăm mâna și dacă legea ne spune nu și dacă ne expropiază de pământuri și atunci vom sta acolo pe parcelele noastre de pământ și nu îl voi lăsa, nu îl vom lăsa pe nimeni să intre pe pământurile noastre. Pământul este sfânt, s-au purtat războaie, s-au vărsat sânge pentru pământ. Cum își permite? Chiar atâta este de mare nesimțirea încât în forță, dar nu vede că și dacă vom fi proști, dar suntem mulți prea mulți ca să cedăm. Sub nicio formă nu vom ceda, sub nicio formă nu vom ceda partea de vest a țării și o să ne dăm mâna și Bihorul și Aradul și Timișul și în mod sigur ne vom da mâna și ne vom uni și nu-i vom lăsa. Ar fi bine să priceapă să plece, iar dacă nu, avem noi grijă să fie liniștiți că nu se intră.